Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și ne întâlnim în această seară în studioul Mix TV cu Marius Dunca, șeful de la județ la PSD Brașov, om tânăr, exponentul noii generații de politicieni care stau să muște hamul acum, în fața cărora sunt mari provocări, dar și mari poveri. Bună seara, bun bună venit seara la noi. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Recunoașteți, mari provocări, dar și mari poveri. Mari provocări, mari poveri și responsabilitate uriașă. Responsabilitate uriașă și un an cu o miză importantă pentru partidul care, iată, v-a încredințat această misiune. Vreți să reveniți la guvernare, vreți să reveniți la putere, vreți, spuneți dumneavoastră foarte frumos, să faceți multe lucruri bune pentru români. Istoria ne obligă la fapte. Dacă facem o analiză și dorim nu să revenim la putere, să revenim la guvernare, pentru că am avut o guvernare cu foarte multe realizări, 2012-2015, am făcut parte din guvernul Ponta și sunt mândru că am făcut parte din acest guvern, pentru că avem argumente concrete, exemple elocvente, de la redarea și a demnității profesorilor, a medicilor, redeschiderea spitalelor, creștere economică, în agricultură 970.000 de fermieri care au beneficiat de mărirea sprijinului. Pot să spun că pe toate domeniile, pe atragere de fonduri europene, acum tehnocrații, zero fonduri atragere europene. Deci cei de acum sunt atât de răi încât vă e ușor să ne-am dorit schimbare. Vorbim de o generație tânără. Să fim foarte atenți și această generație tânără, că într-adevăr avem dinamism, entuziasm, dorința de schimbare. Tinerețea nu e musai una tu, poate fi și un dezavantaj. Exact. Fără o experiență în spate, experiența seniorilor, profesionalismul și maturitatea vine odată cu înaintarea în vârstă. Și automat, din punctul meu de vedere, ca să găsim o direcție acestei țări, acestei, să spun, mici în țări în Uniunea Europeană, avem nevoie de unitate, de solidaritate și să ne așezăm toți românii cu dragoste de țară, cu dragoste de steag. Și asta de ar fi liantul, dragostea de țară. Dragostea de țară și să ne unim și să fim solidari și împreună, să găsim doar împreună și prin respect. Am ajuns într-o situație în 2016 încât observăm, nu mai avem respect față de semeni, nu mai avem respect față de bunici, față de părinții care ne-au crescut. Față de țară, față de profesori, față de doctori, și față de intelectuali. Exact, exact. Dar criticăm. Și mulți. Suntem foarte buni a critica și dorim schimbare, dar haide să fim noi schimbarea pe care vrem să o regăsim în altă parte. Schimbarea ar trebui să fie în fiecare dintre noi. Frumos discurs la Marius Dunca. Aș începe însă cu această specificare. Mândru că a făcut parte din guvernul Ponta. Ponta care devine sau care de multe luni de zile este o țintă a unor atacuri, este aproape crucificat, este aproape demonizat, este foarte riscant pentru un lider tânăr să spună am fost de-a lui Ponta sau îl mai simt pe Ponta, nu simțiți nevoia să vă lepădați de cei care au probleme? Nu vorbeam de respect și de muncă. Eu pot să vă spun că am fost președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, am început lupta cu băncile și am avut sprijinul premierului Ponta. Am început lupta cu supermarketurile, am avut sprijin. Am pornit lupta cu toate hotelurile și serviciile și calitatea serviciilor și declasificarea hotelurilor, ceea ce n-a făcut nimeni din 90 și am avut sprijinul premierului. Am redat acea demnitate, pensionari, pensii mărite, demnitatea medicilor, pentru că ceea ce s-a făcut înainte, și n-aș vrea să critic, spun doar ce nu s-a făcut și ceea ce vom face. Și nu trebuie să ne mai legăm de trecut, pentru că noi avem un prezent și avem și un viitor. Noi suntem responsabili. Nu putem delimita de trecut atât de bine, e greu? Și nu avem voie. Nu avem voie. Istoria este istoria. Exact, istoria este a noastră. Bună, rea este a noastră. Toată lumea spune că Partidul Social Democrat ai o istorie în spate, ai niște tinichele. Nu am tinichele, le-am preluat, am fost conștient de lucrul acesta. Sunt conștient și conștientizez faptul acesta, dar pot să învăț să spun acesta este trecutul, prezentul simt și îl trăim, și dar suntem responsabili de viitor. E viitorul. Și automat trebuie să schimbăm în bine.
Am înțeles. Și trebuie, nu deci nu vă să delimitați de ce a fost bun în acest trecut, de ajutorul care vi s-a încredințat, de șansa pe care ați primit-o ca tânăr. Astăzi și azi sunteți foarte tânăr, 36 de ani, da, bătuți pe muche la mulți cel mai, ani. Mulțumesc, la fel, cred că sunt cel mai tânăr președinte din țară. Cred că la Cluj mai un coleg de generație. Un coleg de generație. Comitetul Executiv Național mi-a încredințat un mandat. Și sper să nu-i dezamăgesc, pentru că noi politicienii nu trebuie să dezamăgim odată ce am primit încrederea și cetățenilor și colegilor. A trebuit, domnule Dunca, dar atâția au dezamăgit încât e aproape... La 36 de ani nu poți să dezamăgești, pentru că ți se închide cariera. Ai o viață întreagă înainte prea mulți ani de dezamăgire de dus, deci măcar din punctul acesta de vedere vă înțeleg. Și aici la Brașov ați fost unul dintre tinerii crescuți de Constantin Niță. El a fost liderul care v-a dat această șansă, ați fost șef la tinere, așa ați început cu lipit afișe, cu munca aceea de exact, jos. Exact, cu munca de jos la organizația de bază. Dar e de important bază, să treceți prin o luptă toate. Internă, să știți, că și tot ce am mic, și, lupte, și luptele interne, cum am mai spus în politică, politica este o chestiune relativă, unul la mână. Doi, iar e o chestiune benevolă bazată pe voluntariat. Dacă vrei, vii, dacă nu, nu. Și nu poți să-i spui cuiva care a venit la partid, fă așa sau fă așa. Și fiecare are o opinie și o idee. O echipă se maturizează în timp. Și doi frați se mai ceartă între ei, dar oameni care vin cu păreri diferite, cu opinii diferite. Și cu ambiții diferite. Și cu ambiții diferite. Dar am avut această șansă și am avut mână liberă din partea organizației județene și a președintelui Constantin Niță să fac cam ce vreau. Dar știți cum e, dacă mai greșeam, eram mai tras tot timpul. Vă mai trăgea de urechi. Of, Doamne, cât am mai fost tras de urechi. Cu Constantin Niță ce relație aveți astăzi? O relație foarte bună. Nu o să-mi critic niciodată șefii și este bine să nu ne criticăm șefii, dar să ne dorim să fim nu mai buni. Nu mai este șeful dumneavoastră, însă da, și ați putea foarte ușor să vă... A fost 11 ani șeful meu, îl respect. Am învățat în politică sub conducerea dânsului, am toată admirația și tot respectul, dar îmi doresc să fiu mai bun decât dânsul și sper că l-am urmărit atâția ani să fac și să vin cu alte lucruri pe care nu le-am găsit la dânsul să le fac și să vin în fața brașovenilor să spun, uitați, Partidul Social Democrat. Bun, acum fiecare profesor visează ca elevul să-și depășească mentor, un profesor adevărat sau un om care din suflet învață ceva, un tânăr, asta pot să vă spun și eu ca și cadru didactic, ca și profesor, dar aici era o probă de caracter până la urmă. Te lepezi sau te lepezi de un om care, sigur, într-un anumit moment al vieții, al carierei politice, poate avea probleme, poate fi contestat. Când politică, acu' ești sus, acu' ești jos. Da, e chestiune relativă. Dar să nu uităm un lucru. Personalitatea îți deschide ușa, caracterul menține deschisă ca să vin să adaug la ceea ce a spus neastră. Astăzi e sus, mâine e jos. Dacă ai avut caracter, ușile îți rămân deschise. Nu putem să criticăm sau dacă criticăm, criticăm cu argumente. Dânsul a fost 19 ani președinte. Eu sunt președinte de 2 luni, mă apuc de criticat. Nu. Haideți să vedem să construim. Chiar rog și rog toată generația aceasta a președintelui Constantin Niță, care vor să schimbe, care vor să-și recunoască. Poate unii spun, domnul Dunca, am greșit acolo. Nu fă greșelile mele. Eu zic că așa este mai bine. Și fără experiență seniorilor nu o să reușim. E adevărat, cine n-are bătrâni să-și cumpere, să nu mergem pe celălalt proverb. Da. Așa este, așa s-a spus mereu un popor și nu degeaba. E un tezaur de înțelepciune acolo dacă ne uităm și dacă știm să scociorâm prin aceste zise importante. Problema e că deseori tinerii, și ca dumneavoastră, la 36 de ani, nu sunt foarte dispuși să-i mai asculte pe cei vârstnici. Ni se pare că știm de toate, că le-am văzut pe toate, că nu știu ei, că-s demodați, că-s depășiți. Că... Și am predat 4 ani la Universitatea Transilvania și mi-aduc aminte când îl întrebam pe student ce vrei să faci pe ce termin facultatea. Vreau o mașină, vreau secretară, vreau un birou, vreau laptop, telefon. Să fii șef, era bun, idealul. Dar la 24 de ani, cerce are cineva la 55 de ani care are mai multă școală, are mai multă experiență. A investit mai mult în el. Și revin la ideea de bază. Îmi doresc enorm de mult într-o unitate și într-o colaborare între generații. Nu mai avem voie să ne certăm între noi. Conflictul acela între generații trebuie dispară, pentru că tinerețea, cum spuneam, nu e neapărat una tu. Sunt tineri buni și tineri care n-au valoare, iar cei mai experimentați nu sunt musai depășiți, sunt unii cu minți sclipitoare și cu un suflu tânăr de cred că vă lasă în urmă. Și cu foarte multă școală. Și cu foarte multă școală care trebuie valorizată. Stabilite și aceste lucruri, mai trebuie să vă întreb câte ceva. Sunt multe
multe s-au adunat, deși e scurtă perioada de când sunteți președinte, dar sunteți un președinte activ. S-a schimbat șeful la municipiu, chirurgul cardiolog Orțan, este colegul dumneavoastră, sprijinul dumneavoastră, mâna stângă, mâna dreaptă, nu știu cum se poziționează, dar este șeful de la municipiu. Cum lucrați? Foarte bine. Pentru mine este o valoare, peste 25.000 de operații pe inimă. Îi mulțumesc că a acceptat această... E aproape această... tulburător să ne gândim că omul acesta merge zilnic la muncă. 25.000 de persoane au avut încredere în dânsul. Și și-au deschis inima la propria. Viața, adică... Și-au pus viața în mâinile dânsului. Da. Într-o colaborare, de când am venit președinte, am reîncercat sau încerc să reorganizez, să revitalizez organizația. Și să atrag oameni în Partidul Social Democrat. Noi trebuie să schimbăm percepția în fața cetățenilor, în fața întregii țări, pentru că clasa politică sau politica undeva în sondaje este foarte scăzută. Încrederea politicieni, în politicieni... Spui politician, este... cel puțin în rândul tinerilor. E aproape un risc. Noroc că aveți un risc. Farmec, că altfel... trebuie să câștigăm încrederea oamenilor. Avem nevoie de speranță, avem nevoie să credem, noi, poporul român, să credem în cineva. Credem în biserică, credem în armată, credem în instituțiile statului. Și în DNA credem, să știți, avem încredere în DNA mai mare ca în biserică. Da, trebuie să credem și în politică. Și trebuie să în politicieni. Dar politicienii, istoria ne obligă la fapte. Politicienii trebuie să fie mai responsabili, să fim umani. Nu mai putem sta într-un birou și să nu coborăm. Cât am fost președinte la Protecția Consumatorului, pe de-o parte a mesei erau consumatorii, pe cealaltă mediul de afaceri. Politica trebuie să comunice cu mediul de afaceri. Politica v-a obligat trebuie să... funcția să ieșiți în stradă și deseori să vă încasați de la cei bogați. Ați fost un fel de haiduc până la urmă, că făceați dreptate pentru cei mulți și mai necăjiți. Da, să știți că am avut și sprijinul oamenilor de afaceri care îmi spuneau, domnule, eu respect legislația. Eu am investit. Cel de lângă mine, uitați cum face. Și automat a fost așa o colaborare și o comunicare de care au beneficiat toți. Niște ani în care ați învățat foarte multe și ați exersat o poziție și foarte vizibilă, ca și rampă de lansare pentru un politician. Da, pentru că am în spate argumente concrete și nu vin doar cu vorbe. Și ceea ce îmi doresc la Brașov, îmi doresc și le-am spus tuturor, indiferent de culoarea politică, când vorbim de interesul cetățeanului, nu avem culoare politică. Proiectele trebuie să fie pe primul loc. Nu avem voie de orgolii, de mândri. Exclus așa ceva. Pentru că noi ne ducem în fața cetățeanului și spunem ce am făcut. Suntem trași la răspundere. Uitați-vă ce se întâmplă cu acest guvern de tehnocrați. Nu-și asumă în fața nimănui. Nimeni nu am nicio treabă, sunt tehnocrat, nu sunt doamna pus de niciun partid. Eu dacă greșeam la nivel național, păi mă trăgea și primarul de la Mândră, mă trăgea de ureche când veneam acasă, nu știam ce-i de bine. Bun, asta a fost și găselnița, să asigurăm chipurile un echilibru, să se pregătească fronturile pentru marea confruntare. O mare greșeală. Niște luni în care România, nu știm cum stă în cifre, aveți dumneavoastră acele cifre, nu cred că stă foarte bine. Ceea ce pe dumneavoastră ca și partid vă poate favoriza, sondajele vă arată favoriți pentru confruntarea din această toamnă, să vedem ce pregătiți la Brașov, aveți câteva subiecte fierbinți, deci cu domnul Orțanu, șef la municipiu, aveți și o doamnă blondă, o domnișoară blondă la femei, de doamna domnișoara de la Diaconu, o speranță a politicii brașovene. Membru de partid de un an și jumătate, Partidul Social Democrat. O colegă de-a mea de breazlă. O colegă de-a mea de breazlă, cu experiență. Nu studii, în politică. Nu politică. Dar nu trebuie neapărat să venim cu experiență în politică, trebuie să venim și din exterior. Oameni care au făcut ceva în societate. Doamna Adela Diaconu vine cu experiență în organizare de evenimente, foarte multe evenimente caritabile. Avem nevoie de oameni buni. Oameni care se gândesc la oameni. Nu doar frumos, ci și bun. Frumusețea e trecătoare. Contează și asta în politică. Contează, cred carisma, că carisma. Nu? Carisma contează în politică. Carisma. Frumusețea, știți cum e, dacă nu emană mai mult... Să ne gândim la enigmatic, la carismaticul domn Băsescu și... Carisma. Da. Apropo carisma de carisma, contează într-adevăr foarte mult. Comunicarea non-verbală contează aspectul, că nu putem să ne ducem un aspect neîngrijit în fața cetățenilor. Ceea ce vorbim și nu în ultimul rând, faptele. Cred că faptele contează mai mult decât orice, până la urmă. Că degeaba e omul frumos și grăiește ca din cărți, că dacă ne uităm și în buzunare, în viața noastră, în cenușiul din jur,
tot nu suntem împliniți. Deci, spuneți că această echipă punctează la toate aspectele. Deci, sperăm, așteptăm în decembrie să vedem votul. Să vedeți votul. Cum votul faceți cu listele, că e înghesuială mare, ca și la PNL, ca și la alții. E bătaie mare. Cine ocupă primele locuri, că aceia sunt doar eligibili, restul muncesc degeaba. Sau așa vor spune. Cu siguranță, nu. Nimeni nu muncește degeaba. Nu alergând după niște funcții. Pentru mine închis acest subiect. Și am venit în fața brașovenilor și a județului și cetățenii județului Brașov cu echipă de profesioniști și la Consiliul Județean și la alegerile locale. La Consiliul Județean am avut Florin Orțan, medic. Doamna Ariana Bucur, șefa inspectoratului școlar. Roxana Mânzatu, o profesionistă în fonduri europene și în achizițiile, chiar a pus Autoritatea Națională de Achiziții Publice, dânsa a pus-o pe picioare și a înființat-o. Am venit cu avocatul Mihai Popa, fostul prefect Mihai Moaci, subsemnatul fost președinte de Protecția Consumatorilor. Care v-ați retras. M-am retras pentru că trebuie să-i lăsăm. M-am dedicat foarte mult. Aveați altceva de președinte de partid și am spus nu pot să mă ocup și de Consiliul Județean. Am lăsat locul altcuiva și trebuie să demonstreze. Mândru de această echipă, da? Pe care foarte PSD-ul mândru de această echipă. Am îmbinat profesionalismul și experiența cu generația tânără și dorința de schimbare, da, dorința de schimbare pentru cetățeni. Bun, procentul bun pe care îl aveți nu v-a dat însă acces la nicio poziție de conducere și e frustrant să ai dita mai construcția, dar în opoziție. S-au făcut majorități, mai multe majorități, politica mai multe partide mici, majorității, da? Arta negocierii. Nu ne deranjează acest fapt, avem nu un număr de primari și viceprimari. Ba da, putem, ba da. Unde... Prin atragerea de fonduri europene, pentru că nu neapărat așteptăm bani de la Consiliul Județean și Consiliul Județean cât poate aveți și aveți niște fiefuri, Zărneștiu, Vama Buzăului, orașul Rupea, municipiul Săcele, viceprimar la Făgăraș, viceprimar la Codlea și reușim, sper, sau cu siguranță vom reuși să colaborăm împreună cu primarii unde avem viceprimari și să construim. Nu mai avem nevoie de certuri. Deci nu vă mai certați cu nimeni. Nu mai vreau să mă mai cer cu nimeni și nu, atât timp cât o să fiu președinte al Partidului Social Democrat, orgoliile și mândria nu are ce să caute. Deci stați cu vorba bună sau și cu biciu? Cum stați? Zăhărelul, biciulețul? Libertate totală și control permanent. Am înțeles. Deci libertate totală, dar control permanent. Nu vă faceți griji la județ și, într-adevăr, echipa este extraordinară. Mai toți au fost prezenți și aici în emisiunea mea, în timpul campaniei și m-au convins pe mine personal. La municipiu însă ce faceți? Iată, ați avut o problemă cu termoficarea care punea PSD-ul într-o postură destul de delicată. PSD-ul mereu aproape de oameni era arătat cumva cu degetul. Oameni buni, n-aveți apă caldă, că ăștia de la PSD uite ce fac. Nu, am spus clar că noi nu scoatem castanele din foc, ceea ce au greșit alții, să încercăm doar să reparăm. Dar am avut nevoie și mi se pare... Ai nevoie pentru orice document și ridici mâna. Le-am spus colegilor, dacă nu aveți avizul juridic și avizul economic, nu semnați sau nu sunteți semnați, acolo. Nu semnați, pentru că am fost președinte, ministru, secretar de stat și știu ce înseamnă. Dacă nu aveam notă de fundamentare, referat de necesitate sau de oportunitate, nu semnam niciun document. Aveam un pașaport intern și le-am spus, nu vă puneți viețile în pericol. Libertatea și chiar și libertatea, da? Și familiile. Nu se poate așa ceva. Am trimis și am cerut de la prefectură, a venit și prefectura cu un răspuns, ne-am pus cu toții la masă, am cerut să vedem care sunt următorii pași, am decis de comun acord să înființăm acest serviciu public de termoficare printr-o colaborare și o comunicare foarte bună și dacă mai apar probleme să le gestionăm intern, nu mai trebuie să ieșim pe televizor, dar vreau să văd de când în acest moment brașovenii nu pot, 30.000 de brașoveni în 2016 nu ia apă caldă. Și este o bătaie luni, de joc aprilie, la adresa, Dunca, deci sunt șase la adresa luni brașovenilor. Ca... Și nu pot să spui că e vina PSD-ului cu 8 consilieri local când tu ai executivul în spate. Nu vreau să dau nume. Dar primăria și ceilalți care au fost până acum, nu consiliul local. S-a expus foarte mult colegul dumneavoastră Răzvan Popa și mulți așteptau și își frecau palmele să-l sacrificați public, să-l spânzurați în piața publică, în piața sfatului, respectiv, nu știu. Care e relația cu Răzvan Popa? Relație foarte bună. Răzvan Popa a fost candidatul nostru și a văzut puterea politică, organizația municipală și l-a dorit, am votat cu toții, am muncit, am văzut puterea politică, îi înțelegem opiniile, părerile, acum trebuie să revină și dânsul alături de noi și să muncim pentru alții.
la un moment dat că nu muncește de muncit. A muncit întotdeauna. Muncește Răzvan. Răzvan este produsul Partidului Social Democrat. Răzvan Popa este colegul nostru și îl sprijinim în continuare. Nu există sacrificare. Deci nu-l sacrificați social. Nici în spate, nu, măcar, dar mită în piață. Formă. Am crescut împreună, este un prieten foarte bun. Dar nu vreau să existe, atenție, orgolii și mândrii. În detrimentul partidului, mulți. În detrimentul intereselor cetățeanului. În acest motiv am spus construirea. Trebuie noi politicienii, sau putem spune că suntem politicieni, când undeva, și pe o scândură, pe un gar, scrie numele că am făcut ceva pentru cetățeni. Făcut de sau dacă X, nu scrie, tu știi că ai făcut și omul știe. Da, dar să lași ceva în spate. De să lași o dâră. Citezi iară din Băsescu. Să lași o dâră în urma ta. Trecerea ta, să vedem ce va stabili istoria, cum spuneați. Apropo de, pentru că un om cu bune și cu rele rămâne în această istorie. Deci și la municipiu, pe baricadă, și acolo în opoziție cumva, mai într-o greu... Într-o opoziție constructivă. Dar dacă ceva nu este conform sau vreun act normativ, vreo inițiativă, nu respectă legislația în vigoare... Țipați. Cu siguranță, da. Nu putem încălca legislația. De dragul unei panglici tăiate, și n-aș vrea să reamintesc că aeroportul și spitalul de câte ori am tăiat panglica și nu s-a rezolvat nimic. Bun, toată se taie panglici, e o febră a tăierii de panglică. Nu mai merge. Vrem să vedem lucruri concrete. Și este datoria noastră a politicienilor, mai ales aici la Brașov. Ne certăm între noi. Dar când mergem la București, de mânuță, de braț, județul este al nostru. Indiferent de culoare politică. Liberal, și nu trebuie să ne mai mândrim să ieșim că îl fac eu PSD, că îl fac eu PNL. N-ați văzut cu aeroportul, că iar cine face acum cetățean? Aeroportul ăsta, că îl vrem odată făcut. Lucrurile bacă sunt simple. E legea Chiriac, bacă nu e legea Chiriac, Chiriac e de dumneavoastră. Este legea senatorului Chiriac, da? Vin cu amendamente, am sprijinit toți amendamentele, trece de senat, drept de plenul senatului, se duce în cameră. E nevoie de unitate și de front comun. De unitate. De ce nu s-a făcut? Și alegerile sunt aproape. Și alegerile sunt atât de aproape încât la un moment dat zici unitate, dar de ce să puncteze ăilalți? Ia să zicem că noi. Nu, o să venim toți, noi facem aeroportul, toată clasa politică este de datoria și responsabilitatea deci, noastră să facem. Deci și cu liberalii și cu NPR-ul nu mai există și cu PMP-ul, nu cu cine mai există? Făcut. Și cu Partidul Țărăniști, dacă mai există, nu mai vreau să văd aeroportul făcut. Nu, să plecați de la Brașov. Să ieșim împreună la braț, uitați. Sau să tăiați panglica de acolo de unde pleacă și avionul, da? Deci de unde chiar decolează sau unde aterizează. Să-l vedem numai că aterizează, să vedem că mediul de afaceri am satisfăcut o dorință a mediului de afaceri, pentru că mediul de afaceri solicită aeroportul și clasa politică, politicienii trebuie un pic să mergem spre mediul de afaceri, să deschidem ușile partidului și să comunicăm, să colaborăm mult mai mult cu mediul de afaceri, să intrăm în dezbatere publică, pentru că soluțiile de rezolvare nu vin de la politică. Vin tot de la mediul de afaceri și de la cetățenii de rând. Dar oamenii care se lovesc de niște probleme sau care lucrează sau care cu lucrează problemele. Efectiv, știu ce au de făcut. Noi nu avem de unde să știm. Noi în Parlament, în Guvern, tot de la ei. De la ei învățăm, de la angajatori, de la deci cei care plătesc țara, taxe, da? Și impozite. Categoric. Să nu pierdeți, domnule Dunca, să nu vă altereze nici funcția, nici mărirea, pentru că de acum încolo probabil vom vedea urcând pe această scară, dacă rămâneți consecvent acestui frumos discurs. Sunt totuși doar câteva luni până când brașovenii vor vota. Sondajele, spuneam, arată un PSD victorios la nivel național în acest moment, dar la Brașov e un complex al PSD-ului de 20 de ani. Foarte greu de schimbat. General, acum... în Transilvania este foarte greu. N-aș vrea să spunem că este un PSD victorios pentru că am mai deschis odată șampania. Vă temeți să mai deschide șampanie. Nu am mai reușit să punem dopul înapoi. Da, venim pe un val de simpatie, venim în același timp pe un de val durere de durere și nemulțumire, de fapt. Durere, nemulțumire și exemple elocvente. V-am spus, noi venim cu lucruri concrete ceea ce am făcut și cetățenii acestei țări au resimțit în buzunare. De la creștere economică am plătit o parte din datorie, 6 miliarde de dolari, am lăsat visteria cu mai mulți bani în bugetul statului, ne-am gândit la agricultură, ne-am gândit la sănătate, ne-am gândit la învățământ, pentru că vorbim de niște piloni sau pilonii importanți de construcție a societății. Vorbim de un popor sănătos și avem nevoie de un popor educat ca să avem progres și dezvoltare și perspective. Dacă nu suntem atenți la lucrurile acestea, o să avem o mare problemă. Și trebuie să reușim, sau suntem obligați să nu mai existe abandon școlar
așa de ridicat, trebuie să ne gândim în zona rurală, trebuie celor săraci, vorbim de atragere de investitori, dar investitorul în primul lucru îți caută resursa umană. Și în momentul de față, angajatorii și mediul de afaceri se plânge de resursa umană. Ceea ce înseamnă paradoxal, atâția oameni n-au de lucru și totuși resursa umană nu este corespunzătoare. Da, pentru că de multe ori mergem la locul de muncă, nu ne place, pretențiile ne-au crescut, avem ceva studii, nu mai avem răbdare să căpătăm experiență și... Studii uneori neacoperite de știință, că a fost inflația foarte multă diplome. Foarte multă teorie fără aplicabilitate, de multe ori învățăm ceea ce nu există pe piață și nu suntem ancorați la cerințele pieței. Sunt multe de schimbat. E atât de mult de lucru. Doar împreună. Cu toți, doar printr-o unitate și o solidaritate, unitate, cu siguranță. Să admitem, avem problema. Pasul 2, avem problema. Cum o rezolvăm? Să nu mai căutăm vinovați. Ei, tu ești vinovat. Noi avem un dar de a căuta vinovați. Și de a pierde foarte multă energie, de a pierde foarte mult timp. Nu. Noi, acestea sunt problemele. T0. Cum evoluăm? V-am spus. Sunteți avem la trecut, punctul 0? Prezent. Sau noi românii suntem la punctul 0? Sau suntem chiar la minus? Sper să nu fim pe minus și îmi doresc enorm de mult. Că ne-a lăsat guvernul Ponta, am avut de unde scădea. Păi uitați-vă un pic, 96-2000 țărăniști, a venit guvernul PSD, creștere economică, intrarea în Uniunea Europeană. 2004-2012, doar un an am mai avut noi de guvernare, după care 2012-2015 iar creștere economică. Da, dar ce spune crucificați au fost liderii? Au fost crucificați, toți sunt crucificați. Dar dacă ne uităm după Eurostat, barometrul Uniunii Europene, dacă ne uităm pe toate sondajele și pe toate statisticile Uniunii Europene, o să vedem că doar pe creștere am fost, doar pe plus. Și toate angajamentele... Cifrele spuneți că sunt de partea dumneavoastră. Cifrele sunt de partea vorbele noastră. Vorbele rele să le spună cine le-o spune... Cine nu muncește, nu greșește. Mai și greșim. Nu putem să-i mulțumim pe toți. Iertați-mă de expresie. Nici la mormântare nu-i mulțumești pe toți. O, da, da, niciodată. Deci când trageți linie, când știm listele? Numele de pe listă sau primele poziții de pe listă? Primele poziții, noi ne propunem un scor de 30-35%. Frumos! Să vedem și la redistribuire. Este foarte greu, deci, să facem. Deci ajungeți la 40 și spuneți. Nu, 35. Doamne ajută, la un 40% ar fi în istoria partidului în județul Brașov. Și eu sper cu... Poate fi șansa generației dumneavoastră. Da, o să venim cu o listă de profesioniști, cum v-am spus, cu oameni care au făcut ceva în societate, care reprezintă ceva în societate și vin cu plus valoare în politică. Lucrurile... Scorul am înțeles, data? Data pentru să când face... Când întâlnim iară să ne spuneți... Data viitoare când ne întâlnim... Să-i aveți lângă dumneavoastră. Dați-mi voie așa, până prin 12 octombrie cam așa. Să-i văd cât de mult se implică. Aha, deci cumva dau libertate, sunt într-o competiție. Să-și facă campanie în interiorul partidului. Este democrație. Deci sunt în campanie în interiorul partidului și arbitrii... Cu ochii pe ei. Arbitrii cu ochii pe ei, comisia și biroul permanent județean o să fac o analiză și o să mergem în comitetul executiv, primarii, viceprimarii, o să voteze lista și pe pentru cine dorește să... Pentru că ei până la urmă au și de lucru, ei sunt și cei care vor pune umărul. Corect. Am înțeles, mulțumesc nu mult! Nu decide doar o singură persoană. Asta e democrația. Și foarte bine, se împarte responsabilitatea, se împarte și munca. Exact. Unde-s mulți, puterea crește. Întotdeauna. Mulțumesc mult, mult mai înțelept. Îl regăsesc pe Marius Dunca. E prima întâlnire de când e președinte. L-am avut invitat ca șef la OPC. L-am avut invitat mai apoi în alte poziții. Astăzi este Dita Mai, președintele PSD Brașov, organizația județeană. Are o povară imensă pe umeri, o provocare. Îi place, vrea sau știe, vrea și poate. Rămâne să-l urmărim. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor.